Am și eu să vă pun o întrebare în sunet de șnițele, șnițele de puișori, din piept de pui. Ia auziți, spun sfârâie, o întrebare pentru unele mămici. De ce nu vă întrebați copiii unde se duc și de unde vin? Ăștia care au 15, 16, 17, 18, 19 ani. De ce, mămică? Că e fată sau că e băiat? Întrebați-le de unde vin dimineața la 3-4 și unde se duc, mămică, după școală. After school, after school. Că aseară am o psihologie în camera băiatului meu și m-am dus peste, am bătut la ușă, ușa închisă. Deschide, deschide, deschide. Când a deschis, era o fată lângă el. Vai! Zic, voi și iară voi. Cine e doamna domnișoară voi? Domnișoară, mamă, vai, mămică n-ai să te întrebe unde stai până la ora asta, era 3 dimineața. Aulus, cheamă mamă taxi, cheamă taxi, trimite-o pe fata acasă, trimite-o pe fata. Fata era cam filme cu cerceapul. Doamne, hai să nu vadă nici tato. Și am sunat la mama ei și știu că e la noi. Cu un băiat, cu băiatul meu în pat, doamnă, care e 16 ani, fata. A, lăsați, doamne, că fetele din ziua de astăzi știu mai multe decât noi. Serios, ia-ți-o acasă, mamă, ia-ți-o. Hai, aveți grijă, întrebați copiii de unde vin, unde pleacă. Da, nu ca mamele noastre cu bățul după ei, dar nici așa. Hai că ați făcut din parentingul ăsta dancing, ha?